Nu vi se pare că în ultimul timp noi bărbații ne-am cam alintat la telefoane? Căutăm doar modele subțiri, cu finisaj din aluminiu, elegante, cu capace din plastic, să se potrivească după cămașă și nu mai știu ce. Acum rămâne cu adevăratele telefoane pentru mujiși, așa că când îl ții în mână, să vadă că ești bărbat, să poți face reparații în casă cu dânsfăr ca să-ți faci griji că acușul să se zgârâi sau nu știu ce se va întâmpla. De aceea astăzi, în laboratorul Darwin, noi am adus un astfel de model, acesta este CAT B15Q. Și da, băieții ăștia mai fac și telefoane pe lângă camioane. Cuvântul design este unul cam greu de înghițit când vine vorba despre acest smartphone. Pentru cei care nu știu, Caterpillar este o companie ce produce echipamente pentru construcții și alte industrii mari. Ca să fie clar, și asta sunt produse de aceeași companie. Așa că smartphone-ul a căpătat un look de unealtă. Prin părți avem două rame de aluminiu cu șuruburi la vedere, înconjurate cu un plastic tare. Pe ele se află toate butoanele de control, evidențiate cu galben. Iar mufa USB și audio jack-ul sunt ascunse de ochii lumii, în caz că smartphone-ul intră la apă sau la ciment. Pe spate avem un capac stilizat după șinele unui camion. Tot aici se află camera de 5 megapixeli cu blitz și difuzorul care se aude și prin zgomotele unui șantier. Când îl iai în mână, CAT B15Q îți creează senzația că ții două iPhone-uri în mână. Este greu de obișnuit și arată mai mult decât solid. Scopul creierii telefoanelor CAT este ca acestea să fie târâte, lovite, călcate, scufundate, mai pe scurt să te comporți ca și cum ai avea un ciocan, dar care încă sună. Și apropo, după cum vedeți, pe post de ciocan se descurcă foarte bine. B15Q beneficiază de standardul militar 810G și IP67, ceea ce înseamnă că acesta poate rezista la schimbări bruște de temperatură între -20 și +55, expunere la umiditate, praf și nisip, în cazul nostru și la vopsea, transportare în condiții dificile, căzături de până la 1,8 metri. Dar, după cum vedeți din imagini, rezistă el și la mai mult. Este clar că după atâta chin rămân mici zgârieturi și urme de lovituri, dar telefonul lucrează fără nicio problemă și trebuie într-adevăr să te strădui pentru ca să-l faci praf. Totuși, să nu uităm că aici este vorba despre un smartphone, așa că aici avem un display de 4 inch care nu este pur și simplu un display cu touch. Se observă prezența a două sticle, printre care una este și Gorilla Glass, care îți permite să dai în telefon cu ce vrei tu. Vorbind la general despre display, la sigur nu este unul pentru a privi filme Full HD. Aici avem o rezoluție de doar 800x480 pixeli la o diagonală de 4 inch, care este relativ acceptabilă pentru un astfel de device. Ce m-a lăsat mască la acest smartphone este sistemul. Da, da, ați auzit bine. CAT B15Q rulează Android KitKat. Există zeci de telefoane care apar pe piață rulând încă Android Jelly Bean. Chiar și modelul din ultimul review Vonino Jax QS este un exemplu. Dar uite că aici, la un astfel de telefon, întâlnim aproape cel mai nou Android. La fel, cei de la KitKat au surprins adăugând una din cele mai bune tastaturi adiționale, SwiftKey. Acum, aceasta este gratuită, dar în momentul când a ieșit telefonul, încă costa în jur de $5. În general, noul KitKat împreună cu un procesor quad-core și 1 GB de RAM fac ca telefonul să se miște cu mult mai repede decât o bună parte a telefoanelor de pe piață. B15Q se isprăvește destul de bine chiar și cu unele jocuri. Unica problemă ar fi memoria interne de 2 GB, dar care poate fi mărită cu un card microSD. Tot pe lângă asta, pot fi adăugate și două cartele SIM. Dacă tot e un smartphone atât de masiv, ultra rezistent în orice condiții, atunci și bateria ar trebui să fie una puternică. Aici avem una de 2000 mAh care sunt îndeajuns pentru browsing, e-mail-uri, sunete. Dacă îl lăsați după asta fără să-l încărcați pe noapte, nu vă așteptați să reziste aprins și ziua următoare. Totuși, dacă nu aveți nevoie de un smartphone, dar de un simplu telefon cu astfel de posibilități și cu o baterie care să vă aducă aminte de vremurile bune când telefoanele nu trebuiau încărcate cu săptămânile, cei de la CAT mai oferă două modele,
B100 și B25. Primul este o versiune cu tastea designului de pe B15Q, iar al doilea este pur și simplu un monstru. În cutie găsești chiar și un compas cu carabină. Dacă smartphone-ul a rezistat unor teste infernale, imaginați-vă la ce rezistă acesta. Pentru final, m-aș gândi la B15Q ca la un succesor al lui Nokia 3030, doar că aici s-a demonstrat că este într-adevăr indestructibil și este în pas cu tehnologia. Desigur că niciun hipster nu o să intenționeze să cumpere un astfel de telefon, doar în caz că lucrează la vreun șantier. Și desigur că nimeni nu vă spune că are un design super elegant. Mai exact, dacă o să-l puneți la oaltă cu restul instrumentelor, probabil nu o să-l deosebiți. Dar când vine vorba despre torturat un smartphone, Caterpillar nu are adversari. Acesta a fost review-ul celui mai rezistent smartphone testat la noi în laborator. Noi ne revedem deja la toamnă cu noi review-uri, până atunci un mic anunț. Vă aștept pe 5 septembrie în piața Marii Adunări Naționale la un concert super colorat pe muzica legendarului ATB. Până pe 31 august biletele costă 100 de lei și primiți în dar două pachete cu vopsea. Așa că grăbiți-vă!